În coștenuele stătea un micuț copil și plângea cu jale, căci mămica lui l-a pus ca să scape viața. Surmarea-l vechea, tatăl-mi speranța. Dar totodată l-a văzut prințesa cea mare și coșul a desfăcut ca să-i dea o salvare. Ea iubi pe copila și l-a luat acasă. Astfel Domnul arăta grijă glorioasă. Domnul avea cu el un plan, planul de salvare, pentru poporul evreu din robia mare. Și pe noi Domnul ne-a scos, el cu mâna-i mare, și din minunile știut și din încercare. Dragii mei, haideți mereu să ascultăm de Domnul, cu gura lumea promisie sunt salvator. Thank you.